Pe parcursul unei săptămâni, Consiliul Județean Sălaj a primit colindător. Peste 800 de copii au colindat pe reprezentanții administrației județene. Ultimele cete de colindători au fost tineri din centrele de protecție socială. Consiliul Județean Sălaj a primit în perioada 16-22 decembrie colindul a circa 800 de copii din Zalău, preșcolari de la grădinițe și elevi de la școlile din municipiu. De asemenea, au fost prezenți cu colinda și circa 100 de persoane de colindători de la bisericile din municipiu și ansamblul folcloric Meseșul. Seria colindătorilor a fost încheiată azi de tineri din centrele de protecție socială. Să vă mulțumim din suflet că și acest an a fost foarte, foarte bine pregătit și în numele meu personal, a instituției, a tuturor colegilor din cadrul Consiliului Județean, vă transmit sărbători fericite și un călduros la mulți ani. Ascultându-vă cum ați colindat, mă întrebam de ce voi sunteți colindătorii care colindă cel mai frumos aici la Consiliul Județean. Și mi-am amintit că atunci când eram ca și voi copil, atunci când mergeam acasă, încercam cu grupul de colindători să spun cea mai frumoasă colindă. Și pentru voi, oarecum, Consiliul Județean înseamnă acasă și am găsit explicația de ce voi ați colindat cel mai frumos. Să fiți bucuroși și să aveți sărbători frumoase și fericite. La final, gazdele i-au răsplătit pe colindători cu un cadou constând în dulciuri. Este deja un obicei că în preajma sărbătorilor, nu ca o mulțumire, ca o dovadă că tot ceea ce facem noi este spre binele acestor copii și oameni în vârstă din centrele noastre și persoane cu dizabilități și ca un somn de recunoștință pentru cei care ne conduc, Consiliul Județean, chiar și consilierii județeni care au fost prezenți, colegii din Consiliu. Încercăm să demonstrăm că totuși facem și noi ceva, munca noastră nu este în zadar și pentru copii este o bucurie enormă să vină la colindat și sperăm să menținem spiritul Crăciunului în inimile lor cât putem noi, fiindcă nu suntem propriilor părinți, dar încercăm să menținem acest spirit al Crăciunului și a sărbătorilor și pentru ei, pentru toți. Încă o dată mulțumim Consiliului Județean și tuturor celor care au fost alături tot anul acesta față de noi și să sperăm că anul ce o să vină o să fie tot la fel de bun, cu sănătate și cu multe bucurii. Colindători de unde au fost azi? Colindători au fost din toate centrele de copii, de la Jibou, Cehu, Silvaniei, Zalău, Casuța din Hereclean și Mneu Silvaniei, cât și persoanele cu dizabilități din Crasna, Bădăcin și Jibou. Deci aproape toți, doar cei de la Boghi sunt mai în vârstă și sunt cu probleme mai grave, n-au putut să vină, dar sperăm că la anul vor veni și ei. Deci din toate unitățile noastre, așa am dorit, fiindcă toți se bucură și toți vor să colinde.